Personal, cred că cel mai bine este să te... ca fiecare artist să se simtă bine cu ceea ce face și dacă îl reprezintă, atunci nimic nu trebuie. Cred că în arta contemporană nimic nu trebuie și nu este obligatoriu. Și am văzut, de exemplu, Mațec, marele coregraf suedez, care nu a făcut balet clasic, dar a coregrafiat și montează pe tehnica baletului clasic. Sigur că acolo este și o tradiție de familie, dar el este un creator care vine din zona teatrului mai mult. Și de aceea și creațiile lui au o teatralitate foarte accentuată. Dar cred că tocmai prin asta este interesantă arta contemporană, prin spargerea tuturor canoanelor și prejudecăților și anularea oricăror criterii din acestea. Corpul uman a inventat foarte multe tehnici de dans contemporan care vin și acestea din foarte multe zone, de exemplu din arte marțiale, și din foarte, foarte multe zone, și atunci corpul și-a cucerit noi și noi tehnici de dans. Dansul, din păcate, în România rămâne dansul contemporan cumva nișat, într-o zonă de nișă, în același timp având sclipirii de popularitate și de spectacole care deschid ușile către marele public. Există spectacole și spectacole și cred că un spectacol trebuie pur și simplu să fie bun. Chiar dacă este un experiment, chiar dacă își propune să experimenteze cu teribilism zone noi sau să fie... Trebuie să fie, există spectacole bune și spectacole proaste. Cred că cele care, pe de parte și publicul care umple o sală de spectacol, poate fi un criteriu. Discuția este foarte nuanțată, tocmai pentru că în artă este foarte mult subiectivism. Cred că publicul român, căruia m-am adresat în majoritatea creațiilor mele, este un public care iubește emoția, care pune preț pe emoția artistică. E un public care îi place să se emoționeze, care îi plac poveștile, care îi plac poveștile frumoase, care vine la teatru să se evadeze din tot ce înseamnă stres cotidian și probleme și actualitate. Și atunci, inevitabil, uneori, trebuie să recunosc, m-am simțit ori dator, ori pur și simplu inconștient că fac jocul publicului și că trebuie să-l mulțumesc și că trebuie să mă conformez unei anumite așteptări pe care o am de la el. Deși poate, în anumite momente, aș fi simțit nevoia să fiu mai radical în ceea ce fac pe scenă. Nu este un regret, evident, nu este o părere de rău, pentru că n-am făcut niciodată ceva contrăcări, dar ceea ce am sesizat este că dialogul cu publicul și publicul căruia te adresezi te modifică și te face să gândești arta într-un anumit fel. Pe de altă parte, sunt de părere că publicul, atunci când te iubește, trebuie să te urmeze și să încerce să te înțeleagă în orice demers al tău. Fie că este mai... Și când pare că ai luat o razna. Și când pare că ai luat o razna, da, pentru că trebuie să te înțeleagă și să gândească cumva în ansamblu. În ansamblul căutărilor unui artist. Da, e o discuție foarte interesantă, pentru că de multe ori m-am întrebat cum ar fi arătat dansul meu sau arta mea dacă aș fi rămas în străinătate. Unde de multe ori, am avut surpriza unei primiri foarte păduroase și unde, de foarte multe ori, paradoxal,
și se recunoaște valoarea altfel decât în România, unde de cele mai multe ori ai impresia că trebuie să iei de la început. Adică sunt tot timpul, există plusuri și minusuri de ambele părți, dar cred că cel mai bine este să vezi mai departe și să-ți vezi de treabă. Am avut spectacole în străinătate, care fiind spectacole bune și spectacole de succes, receptarea era altfel decât cea pe care o avem din partea publicului român, care este mult mai cald.